Prețul ouălor a crescut indiferent că vei cumpăra direct de la producător sau din supermarket. Consumatorii români nu mai au în calcul să cumpere aceeași cantitate de ouă pe care obișnuiau să o ia cândva. Motivul pentru care prețul ouălor a crescut, la ce trebuie să se aștepte consumatorii. Românii care cumpără direct de la producător trebuie să știe că prețul unui ou a ajuns de la 30 de bani la 55 de bani, cât era în aceeași perioadă a anului trecut. În timp ce în supermarketuri prețurile ouălor sunt cel puțin la fel de mari, s-au scumpit, se vând cu un leu, un leu 50. Nu mai cumperi cantitatea pe care o cumpărai altădată, dar tot cumperi că n-ai cum altfel, a povestit o consumatoare. În funcție de cantitatea cumpărată, un singur ou de țară poate costa de la 1,30 lei până la 2,50 lei pe bucată, mai notează sursa citată. În schimb, prețul unui ou albastru al rasei de găini, araucana, variază între 2,50 lei și 5 lei. S-a înregistrat o scădere a producției de ouă cu 4,6% în Statele Unite ale Americii, respectiv cu 3% în Europa. Încă din anul 2022 s-a înregistrat o scădere a producției de ouă. Aspecte precum gripa aviară, creșterea costurilor cu energia și hrana pentru animale afectează prețul ouălor. Prin urmare, s-a înregistrat o scădere a producției de ouă cu 4,6% în Statele Unite ale Americii și cu 3% în Europa, potrivit Comitetului Național Francez pentru Promovarea Ouălor. Prețurile ouălor au scăpat de sub control în principal din cauza epidemiei de gripa aviară, care încă provoacă discuții. Potrivit Centrului Statelor Unite ale Americii pentru Controlul Bolilor, boala a afectat 57,83 de milioane de păsări în țară, în timp ce autoritățile europene pentru siguranța alimentară au stabilit că numărul de păsări sacrificate în Europa a ajuns la 50 de milioane. Complexitatea situației pentru 2023 va depinde atât de evoluția gripei aviare, cât și de războiul din Ucraina. Dacă numărul de găini pierdute scade, producția de ouă va crește sau cel puțin va reveni la nivelurile normale. Dar întrebarea este când. Acest lucru este destul de incert, a declarat un purtător de cuvânt al Asociației Europene a Procesatorilor de Ouă, relatează playtech.ro.